salutare, gașcă! Eu sunt Mibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube. Mă chinui să fac această introducere de când am plecat din București. Totuși suntem în... Unde suntem? Suntem în Olimp la Novum by the Sea. Ne pregătim să filmăm clipul piesei Shot de Dragoste, care o să apară în fix o săptămână pe 1 iulie. Let's go! Suntem în... Ne așteaptă, adică nu ne așteaptă răsăritul. 10 minute răsoare soarele, trebuie să frânăm lumina aia de răsărit. Chiar facem vlog. Trebuie să-mi desfac părul. Adică nu rămân cu părul așa, stați liniștiți. Bună dimineața, cine se trezește de dimineața doarme pe el de somn și ajunge și la plajă și filmează și videoclip. Sunteți pregătită? Da. Te tot întreb cine se trezește dimineața, dar tu n-ai dormit, nimeni n-a dormit. Nimeni n-a dormit, aia zic. Cine nu doarme deloc, are chef de muncă. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă simțiți? Foarte bine, mi-e puțin friguț, da, e foarte frumos. Am prins un răsărit absolut superb. Sunteți foarte frumoasă! Mulțumesc! Pupi! Ce umbră? Ia umbrela de limonadă. Da. Când, da? Fii atent la cuvinte, te rog. Să dau o mână? Da. Ok. Hai. Bună seara! Bună seara la 7 dimineața! Am mai mult de 24 de ore în adormit. Eu cred că am vreo 2 săptămâni care dorm 4 ore. Așa sunt și eu, că sunt pe sesiune. Fata noastră mâine are examen! Yeeey! Mâine am examen! Hai, ce drăguț! Umbrel din spate, o sur și în cap. Vai! Ce drăguț! Da, o să-ți dai aici. Da, brad, da, și eu. Eu azi și eu așa. Umbra este necesară. Ai bine? Să fășim un șat de dragoste. Îmi iau umbra la dragoste. E bun. Da, da, e. A, nice. O, da, îmi place. Care mi-a făcut acest make-up super, fără frumosel. Admirați, nu e adevărat, ești minunată. Deci mă machiază cel mai frumos, o iubesc de nu mai pot. Liberă la mare, stau cu tine la soare. Vă plac papucii mei, tocmai mi-am cumpărat. De unde? De la Prada. Oh! Vreau să repet. Între ele, știi? Hai. Și voiam să vă zic să rupeți acolo butonașul de like, de share, de subscribe și să lăsați un mare comentariu. Un pic de umbră este necesar. Ar fi criminală, mami, să facă. Alo, alo. Hei, yo. Ia uți un mimic și îmi place să mănânc. Acolo este de exemplu mai tare fotograf. Și-mi place să fac coze. Nu știu unde fac. Nu știu unde fac. Stau la piscina, comandam distrație. Ați văzut-o, Cătea? Da, 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 mai amuzant, așa cum v-am obișnuit, ne-am gândit să facem un challenge. A luat deja, e clară situațiunea. Au stat și la frigider, ca să vă vedeți. Adică dacă ne dăm o slipă de asta. Ca să mai vorbesc un pic de piesa pe care o lansez pe 1 iulie, filmările au fost absolut geniale. Le mulțumesc din suflet tuturor celor care au fost implicați, mulțumesc familiei mele de suflet, Haha Production, vă iubesc mult, mult de tot și abia aștept să vedeți și voi noul proiect, Shot de Dragoste.
Nu știu dacă se aude bormașina, dar vecinul meu se pare că este foarte pus pe treabă în această zi la ora 2:30 să... Și noi la fel. Și noi la fel suntem puse pe treabă. Așa că o să facem tortilla challenge. Rupeți acolo butonașul de like și haideți să facem cel mai faimos challenge care este acum pe TikTok, tortilla challenge, însă noi o să facem cu întrebări de cultură generală. Minunat! Să testez pe Carina cu întrebări despre... Cultură generală! Ba! Convinsă și sper să nu știe asta. Cine a inventat stiloul? Îți bagi joc de mine? Nu, a zis întrebări de cultură general. La ce mă ajută pe mine să știu cine a inventat stiloul? Bă, când pe tine te ajută să știi care e capitala Portugaliei și atâta nu știai. Nu știu, frate, cum îl cheamă. De unde să știi? Da, cine știe numele meu? Vrei să dau un indiciu? E numele acestui... inventator, este și o stație de metrou. Andrei Vlaic. Nu. Nu știu. Hai. Hai. Nu vrei să dau pe aici sau pe aici? Unde vrei tu? Hai, nu știu. Deci cu întrebări de-astea grele, a? Hai. Ce, doamne, trebuie să-mi pus de-astea super ușoare. Câte picioare are un băiat? 6. Nu. 8. Și eu am un gros coloric. Câți ani a durat războiul de 100 de ani? 116. Am dat bacul la istorie. Și eu în curând. Cine a scris Ion? Cine? Câte laturi are un hexagon? 6. Hai, dă-o încolo de treabă. Câte oceane există pe pământ? 7. Nu, 5. Ales continentele, sunt puțin. Dar nu te feri, ia, lasă-ți. Dă și tu în partea asta, că asta m-ai paralizat-o deja. Soții Ceaușescu. Târgoviște. Ia, mai lasă-mă! Care este capitala Islandei? Hai de zi. Că n-a să iei, mă! Reykjavik. Și mi-a zis aseară, dar nu știam să pronunț. Vezi? Deci mă doare frunte, nu știu cum să vezi. În ce țară? Mamă, ce nervios e, ce pe mine. S-a născut Adolf Hitler. Rusia? Nu, mă doare nasul. Nu i-am dat-o bine. Cine a scris Bartabu? Deci îți dau babu bă la întrebările astea cu babu. Bartabu? Da. Chiar el. Opera care intră la bac. Statoveanu. Da. Buburuza este arachnidă, insectă sau reptilă? O să dau la ghici. Pun și eu răspunsul ăla, care sună mai interesant. Arachnidă. Nu, insectă. Este insectă, insectă, pare să zic. Uitați-vă, aia. Și acum o să mai facem fix cum am făcut pe TikTok, pentru că cu apă în gură. E foarte, foarte abundant.
Sperăm că ați reușit, că v-a plăcut. Asta putem? Vă las cu outro-ul frumos pe care l-am făcut de la filmări. Pupăm! Pa! De filmat, doamne, ce clip mișto o să iasă, abia aștept să vedeți și voi. Pe 1 iulie pe canalul meu de YouTube la ora 11 postăm piesa de vară Shot de dragoste și abia aștept să vedeți. Sunt super, super excited, așa că dacă și voi așteptați piesa, dați un mare, mare, mare share acestui vlog, un mare like și lăsați un comentariu cu ținuta voastră preferată, pentru că am avut 3 ținute, mie mi-au plăcut toate, așa că sunt curioasă vouă care vă place cel mai mult. Eu v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare, adică săptămâna viitoare, cu piesa Shot de dragoste.